Șeful executivului a participat la prima reuniune a Comitetului Interministerial pentru monitorizarea implementării proiectului România Educată, context în care a anunțat și faptul că pe 2 septembrie va avea loc o nouă reuniune în vederea pregătirii primelor acte normative. Este cel mai amplu proiect de reformă a educației, România Educată, inițiat dezvoltat de administrația prezidențială, un proiect care reprezintă viziunea și strategia de țară în domeniul educației în perspectiva 2030. Susținut, bineînțeles, de programul de guvernare 2020-2024. De asemenea, operaționalizarea proiectului România Educată a fost inclus ca angajament în Strategia Națională de Apărare a Țării pentru perioada 2020-2024. Premierul a adăugat că reformele preconizate prin proiectul România Educată, combinate cu măsurile prevăzute în programul de guvernare, sunt armonizate cu recomandările specifice de țară ale Comisiei Europene și cu Programul Național de Reformă. România Educată este în PNRR și aș vrea să vă anunț din nou și pe această cale că PNRR va fi aprobat până la finalul lunii septembrie, deci suntem în grafic și cu PNRR-ul. Și programe operaționale, buget central, bugete locale, parteneriate public-privat, fonduri nerambursabile, finanțări, contribuții ale firmelor private. Deci surse de finanțare avem. Avem acum o platformă România Educată. Știm foarte clar unde vrem să ajungem cu sistemul. Este momentul să implementăm acest program. Potrivit acestuia, sunt create premisele elaborării unui nou pachet legislativ în domeniu. De asemenea, sunt create premisele elaborării unui nou pachet legislativ și asta, de fapt, facem prin acest comitet interministerial, în vederea asigurării suportului normativ necesar reformei și a coerenței cu alte reglementări legale și cu cerințele unui mediu socioeconomic în continuă schimbare. În vederea implementării proiectului România Educată, proiectul Planul Național de Redresare și Reziliență, transmis la Comisia Europeană în iunie 2021, cuprinde oportunități de finanțare a unor proiecte de maximă importanță pentru Sistemul Național de Educație și Formare, orientat spre atingerea țintelor asumate în cadrul reformei. Consilierul prezidențial Ligia Deca a evidențiat că până la apariția cadrului normativ avut în vedere pentru proiectul România Educată, este nevoie de o accelerare a unor măsuri deja asumate de guvern privind educația și de o cât mai bună cooperare interinstituțională. Există o etapă următoare care are ca termen 10 septembrie și deja domnul ministru împreună cu colegii mei de la Departamentul Educației și Cercetare lucrăm la un draft de plan de implementare care să fie luat în discuție și finalizat împreună cu dumneavoastră începând cu săptămâna viitoare, tocmai pentru a putea circula în spațiul public ceea ce ne propunem concret cu pași, acțiuni, termene responsabili și bugete pentru implementarea proiectului România Educată. Au fost multe dezbateri în spațiul public de la lansarea oficială. Nivelul de așteptare pentru schimbare în bine este foarte mare și cred că nivelul va fi la cote maxime odată cu începerea anului școlar și universitar. De aceea mă bucur tare mult că ne putem vedea într-un format extins, în ideea în care putem anticipa un pic aceste așteptări ale societății și pune pe masă niște lucruri care se pot întâmpla chiar mai rapid decât adoptarea unui nou cadru normativ. Sunt lucruri bune care se află în viziune, sunt asumate de către guvern și care nu au nevoie neapărat de un nou cadru normativ, ci de o accelerare a unor măsuri plus de cooperare interinstituțională. Ea a avertizat că România nu își permite să mai piardă niciun copil pe partea procesului educațional, având în vedere estimările alarmante privind trendul demografic. Avem și o urgență de tip demografic. Dacă trendul actual se păstrează, populația României ar putea scădea sub 16 milioane de locuitori în anul 2050. De asemenea, procentul de tineri în totalul populației este scăzut, ceea ce ne conduce la nevoia de a sprijini fiecare copil din România. Mai pe românește nu ne putem permite să pierdem nici un copil. Ne dorim ca fiecare dintre ei să devină cetățeni activi, care să ducă mai departe societatea în contextul pe care ni-l dorim, în context european, în context democratic și așa mai departe.